Cel mai temut interlop din România a fost ajutat de Gigi Becali înainte de moarte. Deși nu a avut niciodată probleme financiare, fanespoitorul a avut nevoie de sprijin atunci când a plecat la tratament în Israel. Singurul care i-a fost alături în acele momente a fost Becali, cel care a suportat toate cheltuielile de la clinica de specialitate. Ce toți interlopii îl jălesc, apar noi informații despre moartea lui Fanes Poitoru. Înainte de a se prăpădi, celebrul interlop s-a tratat la o clinică din Israel, dar nu a scos niciun ban din buzunar pentru asta. Jurnaliștii de la Wowbiz susțin că toate cheltuielile de deplasare, de spitalizare și de tratament au fost suportate de Gigi Becali. Fanes Poitoru și soția lui Elena au plecat astfel la una dintre cele mai vestite unități spitalicești, o clinică specializată în tratarea leucemiei, afecțiune de care suferea bărbatul de 57 de ani. Dacă nu cântă inima ta în ceea ce spui, într-un jurământ, într-un moment simbolic, nu are nicio valoare nici în urechile celorlalți. Gigi i-a jurat lui Fanes Poitoru că îl va ajuta, însă interlopul nu s-a mai întors în viață din Israel. Interesant este totuși faptul că Becali nu a fost prezent nici la priveghi și nici la înmormântarea grandioasă a lui Fanes Poitoru.